Gata? Da. După antrenament v-ați făcut puțin timp pentru ședință cotă. Cum a fost? Este benefică și a fost distractivă. Benefică pentru că putem să promovăm activitatea noastră pentru suporterii care avem, care ne dorim să vină la sala din număr, un număr mai mare. Spuneau jucătoarele care au jucat pe la mai multe echipe că acestea sunt rețeta de a atrage mai mulți spectatori la sala. Mai întâlnit prin țară, se promoveze nu numai prin rezultate? Bineînțeles. Pentru că este această campanie de promovare, asta clar aduce foarte mulți, ar trebui să aducă suporteri la sală, ar trebui. Dacă ar fi mai dese, ar fi poate mai bine să ne promovăm activitatea. Cum merge pregătirea pentru nouă sezon? Până în momentul ăsta merge bine. Am primit începe săptămâna viitoare pe data de 15. Până în momentul ăsta suntem bine, nu avem probleme deloc. Să vedem cum vom aborda campionatul. Pentru că anul ăsta este un campionat mai greu decât anul trecut. Sunt multe echipe care își doresc play-off față de anul. Și mă refer aici la noile promovate, cum este Satu Mare. Cum este aici Cluj. Ați fost și anul trecut la echipă. Putem vorbi de un progres? Adică încercăm mai bine ca anul trecut? Păi, un progres puteam să vorbim despre un progres, ca să vorbim atunci când avem același loc. Dar lotul s-a schimbat în proporție de 50%. Și de asemenea considerăm că va fi mai greu campionat anul acesta. Este greu să ne formăm, cum așteptăm și celelalte echipe.